Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Jurnal de Credință. Astăzi este despre succesul proiectelor de misiune produse de Hope Discovery și Speranța TV. Sub motoul Biblia scurt și la subiect, Speranța TV a lansat în octombrie 2018 platforma Hope Discovery cu scopul de a transmite în mediul online videouri scurte create special pentru rețelele de social media și YouTube. În cei 5 ani de activitate, Hope Discovery a lansat peste 500 de videoclipuri și a adunat o comunitate de aproximativ 200.000 de oameni pe rețelele de socializare, 27 de milioane de vizualizări și 55 de milioane de minute vizionate. În 2023, Hope Discovery a lansat filmul de animație Marele Război dintre Bine și Rău. Producția a câștigat 13 premii la festivalurile internaționale de film și astăzi este disponibil în limbile engleză, spaniolă, portugheză și rusă. Versiuni în limba chineză, germană, japoneză, suedeză sunt acum în lucru. Astăzi, Hope Discovery vine la Jurnal de Credință pentru a aduce în atenția urmăritorilor două proiecte inedite. Unul dintre ele este dramatizarea audio a cărții Tragedia Veacurilor, o producție ce va fi lansată în luna mai. Cel de-al doilea proiect este ecranizarea scenariului de lung metraj Ultima amăgire, un film care abordează întrebări tulburătoare. Dacă ar apărea un Hristos fals astăzi, lumea ar fi în stare să-l recunoască? Dar Biserica Creștină, tu ai fi în stare să-l recunoști? Și dacă da, ce l-ar desconspira? Ambele proiecte au nevoie de susținerea noastră pentru a fi finalizate. Cele două proiecte au nevoie de un buget total de 430.000 de euro. De la lansarea campaniei au fost deja strânse fonduri în valoare de aproximativ 90.000 de euro. Invitații mei astăzi la Jurnal sunt Otilo Peli, managerul Hope Discovery, și Cătălin Bărbulescu, directorul Speranța TV. Bine ați venit la Jurnal de Credință! Bine te-am găsit! Bine v-am găsit! Doamne, ce bine mi-a făcut să pot oferi publicului nostru toate aceste informații care vorbesc despre Dumnezeu, despre puterea Lui, despre binecuvântarea Lui, despre succesul unor misiuni la care am privit. Pe alocuri am mai și contribuit, dar în mod deosebit ne bucurăm de acest succes și pentru că vorbim despre două noi proiecții pe care de asemenea le dorim de succes. În spate fiecarei producții de succes trebuie să existe o idee, un concept. În privința celor două proiecte despre care am vorbit, e vorba de dramatizarea cărții Tragedia Veacurilor și filmul de lung metraj Ultima amăgire. Spuneți-ne care practic sunt ideile, conceptul sau conceptul, care este conceptul care stă la bază. Da, în ce privește dramatizarea cărții Tragedia Veacurilor, ceea ce ne dorim este să realizăm un fel de teatru radiofonic. Eu am crescut cu teatru radiofonic. Când eram copil, televizoarele nu prea existau sau dacă existau, aveau un program foarte scurt, două ore. Nu prea aveai la ce să te uiți. Dar teatru radiofonic era acolo și cred că această încercare a noastră de a pune cartea într-o formă audio, dar nu ca o carte citită, nu ca un audiobook, ci o carte cu modulări de voce, cu personaje care au voci diferite, cu muzică, cu zgomote, da, cu toate elementele necesare, astfel încât cine se apucă să asculte, să rămână, să asculte până la sfârșit și în felul acesta să ia contact cu informațiile pe care cartea Tragedia Veacurilor le aduce. Credem că e o modalitate nouă și destul de îndrăzneață la momentul acesta, prin care să putem
familiariza publicul larg cu această carte. Carte care la rândul ei este una de căpătâi, pentru că în esență vorbește despre războiul care există între Dumnezeu și Satana, despre istoria acestui pământ. Da? Nu suntem aici la întâmplare și toate nenorocirile care se întâmplă au o cauză și au și un final. Nu? Și există această tensiune între Dumnezeu ca exponent al binelui și Satana ca exponent al răului, iar oamenii sunt undeva între cele două forțe. Mă bucur că se va lansa o asemenea producție. Mi-aduc aminte, acum 30 de ani era Proiect Sunlight. Proiect Sunlight, da. Da. Erau personaje, da, corect. Eram foarte la și început. Și făcut tot pe baza unei cărți. Da. Exact, exact. Eram la început de credință. Pe mine m-a ajutat foarte mult. Am ascultat de nenumărate ori, tocmai pentru că mă regăseam în anumite personaje și îmi puneam anumite întrebări. Cât de greu este totuși să transpui tragedia veacurilor, o carte deosebit de importantă a scriitoarei americane Ellen White, care are o narațiune extrem de clară și destul de sobră, așezată. Practic să ajungi să faci o dramă, un teatru radiofonic, să spunem. Cât de greu va fi? Păi, vreau doar să vă spun câteva cuvinte despre cum a început geneza acestei idei. Colegul nostru, Giuliano Enache, asculta într-una din zile, era în mașină și a găsit o versiune englezească, tot un fel de audiobook, dar mai... complex? Cum să zic eu, naratorul era mai... mai ilustrat, mai mai dinamic? Mai dinamic. Da, de obicei audiobook-urile sunt citite pe o voce foarte plată. Plictisitoare. Da? Deci nu există variații și atunci, într-adevăr, îți trebuie motivație puternică să stai plus să asculti. Plus era o muzică foarte interesantă în spate și a zis, ce-ar fi să facem ceva în limba română de genul ăsta? Și interesându-ne, ne-am dat seama că noi avem în română o versiune audiobook suficient de bună și atunci a apărut ideea asta, dar ce ar fi dacă am face o dramatizare? O dramatizare. Și ar fi multe avantaje la chestia asta. Am început să numărăm avantajele. Care ar fi acelea? Primul dintre avantaje era că putem plasa niște personaje care să trăiască acele evenimente. Pentru că cartea Tragedia Veacurilor e foarte importantă și din punct de vedere istoric, dar este cu atât mai importantă din punct de vedere profetic. Adică evenimentele care urmează să se întâmple și care sunt în fața noastră sunt cele care sunt importante pentru noi, pentru noi care trăim astăzi, în secolul ăsta. Și, practic, drama se întâmplă undeva în Roma, care este, de fapt, și o locație fundamentală pentru evenimentele profetice. Și avem personaje care trăiesc aceste evenimente și în timp ce le trăiesc, evenimentele din urmă, fac niște imersiuni în trecut. Și conceptul a părut foarte, foarte interesant. A trebuit să găsim și pe cineva care să-l scrie și l-am găsit pe Lucian Cristescu, care are o vastă cultură și pe partea istorică și pe partea profetică, pentru că era nevoie de cineva care să aducă bogăția cărții, să o transpună într-un scenariu. Că altfel ar fi fost destul de sec, destul de, cum să zic eu, sărăcăcios. Și așa s-a născut, au început să se înhămeze toată lumea la acest proiect. Interesant este că noi ne-am apucat deja de producție prin credință, chiar dacă nu avem toate resursele la cine momentul sunt personajele ăsta? Care dau viață personajelor tragediei veacurilor? Sunt, puteți să ne divulgați așa câteva elemente? Sunt actori. Am făcut casting, s-a făcut casting pentru fiecare voce, mai ales vocile principale, s-a ales dintr-un număr de actori. Avem un studio care face genul ăsta de... înregistrări pentru dublaje sau pentru proiecte originale. Și asta vreau să zic că toată lumea s-a lipit de proiectul ăsta într-un mod fantastic. Adică suntem uimiți cum un mesaj atât de complex și atât de greoi până la urmă pentru cei care nu-l cunosc atrage atât de mult interes. Adică cam toată lumea din zona de producție
nu are contact cu mesajul advent și cu mesajul cărții și totuși au o atracție irezistibilă față de proiect, ceea ce ne-a surprins și pe noi, adică a fost ceva la care nu ne așteptam. Înțeleg. Ne așteptam să o facă pentru bani, știi? Dar de fapt au zis, nu, noi nu facem asta pentru bani, noi suntem pur și simplu, ne place proiectul ăsta foarte mult și vrem să-l facem. Deja. Evident, trebuie să-i și plătim, dar nu, motivația nu sunt banii, știți? Deja asta suntem curioși în luna mai, înțeleg că va avea într-un fel, va avea loc un prim episod, da, un episod, da. Un episod. Da. Un fel de pilot. Unde cred vom putea să urmărim, unde îl veți lansa? Deocamdată acest episod va trebui să-l vedem într-un cerc restrâns și să vedem ce ajustări trebuie făcute, dacă trebuie făcute ceva ajustări. Da? Dacă lucrurile vor merge bine, atunci probabil că va fi pe site-ul de la Hope Discovery și pe radio și pe YouTube. Sunt o grămadă de platforme. Dar prima, pentru că este un demers nou, n-am mai făcut așa ceva până acum, am convenit ca acest prim episod să-l vedem, sau nu, de fapt să-l auzim, că nu-l vedem. Da? E un film pe care-l auzi. Da, și apoi să vedem dacă este sau nu ceva de îmbunătățit. Și cel de-al doilea proiect este ecranizarea scenarului de lungmetraj Ultima Amăgire, un film care abordează, spuneam, întrebări tulburătoare pentru timpul pe care îl trăim. Ce a te antrena și de a depista falsul? Da, aici a fost o discuție între mine și Oti pe subiectul acesta. După ce am finalizat cu animația Marele Război, da, și lucrurile au intrat oarecum într-un făgaș, am discutat ce am putea să facem mai departe, dacă ne oprim sau continuăm să producem ceva, și tot rumegând împreună ce s-ar putea face, am ajuns la concluzia că ar fi necesar să producem un material care să înfățișeze modul în care Satana se va deghiza la finalul timpului și va induce în eroare pe oameni, așa cum spune tot cartea Tragedia Veacurilor. Da? Profeția biblică. Exact. Profeția biblică. Și profeția biblică, într-adevăr. Și atunci am plecat de la ideea aceasta că ar fi bine să lansăm o producție video. Oti s-a ocupat să scrie scenariu, face și lucruri de genul acesta. Și după ce l-a scris, mi l-a trimis, nu sunt singurul, am mai trimis și altora, dar m-am uitat, l-am citit, inițial, pentru că sunt foarte ocupat, am zis că voi citi pe bucăți, așa, câte un pic azi, câte un pic mâine și tot așa. Nu mi-am găsit timp ca să citesc pe bucăți. La un moment dat m-am apucat și în momentul în care m-am apucat a trebuit să citesc tot scriptul, adică nu l-am putut lăsa să-l mai citesc pe bucăți, și am spus, da, cred că merită produsul. N-a spus așa, vă spun eu cum am zis. Au început să curgă mesajele. El de obicei este așa un om care stă să rumege puțin lucrurile, adică nu are reacții instantanee, așa. Și am ajuns și eu să învăț asta după niște ani de colaborare. Și mă așteptam, după ce a citit scriptul, să dureze câteva zile să-mi dea o reacție. Și au început să curgă mesajele, da, deci finalul, da, deci îmi place foarte mult, da, extraordinar, da, ăsta trebuie să-l facem. Curgeau mesajele pe WhatsApp și am zis, ok, dacă Cătălin a reușit să fie atât de entuziasmat de el, înseamnă că asta chiar trebuie să-l facem. Așadar, pentru că vorbim despre concept și viziune, ce te-a câștigat și ce a alimentat dorința de a scrie până la urmă scenariu și să-l scrii în așa fel în care, iată, e captivant, iar noi de-abia așteptăm să vedem acest lungmetraj? Ce, într-adevăr, că e o experiență personală aici undeva în spate. Eu acum 20 de ani, anul ăsta se împlinesc 20 de ani de când am venit la credință. Și unul din lucrurile care m-a frapat cel mai tare, cred că în primul an citeam cartea, citeam și profeția, vorbeam și cu noii mei prieteni.
Era ideea asta că, la un moment dat, diavolul va putea să fie atât de iscusit încât să îl să facă o impostură a lui Hristos credibilă. Atât de credibilă încât chiar și cei aleși ar putea fi înșelați. Și nu reușeam să-mi dau seama cum ar putea să arate chestia asta. Și foarte mulți ani m-am gândit la povestea asta. Adică scenariul ăsta nu s-a născut așa dintr-o idee de peste noapte. A fost o idee pe care am tot rumegat-o de-a lungul anilor și m-am tot gândit cum ar putea să fie, ce anume ar înșela pe cei care sunt. De asta și subtitlul este Tu vei fi înșelat. Și când m-am apucat să scriu, e o altă discuție pe care am avut-o cu Cătălin atunci, a fost că amândoi am fost destul de rezervați vis-a-vis de înșirarea unor evenimente în film. Pentru că nu ni se dau foarte multe detalii, nici în profeția biblică, chiar nici în cartea Tragedia Via Clos. Destul de puțin, adică mi-aș fi dorit să fie mai multe detalii, dar nu sunt. Și atunci mi-am dat seama că, de fapt, scenariul trebuie să urmărească descoperirea falsului Hristos în loc de cel adevărat prin ceea ce este el. Adică diferența între cele două, antagonismul între cele două personaje, Iisus cel adevărat și Iisus cel fals. Și asta urmărește scenariul. Chiar acum pe ecran avem o secvență. Vedem un bărbat care bate la o ușă, ușa nu se deschide, bărbatul face pași, merge prin livingul unei case, unui hotel. Și iese acum pe terasă și spune Iisus. Și Iisus este în piscină. Și Iisus este în piscină. Da. Care ar fi mesajul? Te rog să ne traduci un pic. Bine, scrie păi un pic mai amplu acolo. Da, știi? Nu, aici ce am vrut să facem cu bucățica asta este scena, cred că 50 din script. Apropo, ce am vrut să facem din nou și foarte important, pe hopediscovery.ro poți să intri și să citești scenariile celor două producții, pentru că am vrut ca oamenii, dacă se vor implica, să se implice cu toată inima, adică să înțeleagă despre ce e vorba, să citească, să se însuflețească ei cu povestea asta. Un alt lucru pe care îl făceam, pentru că lucrăm în niște tehnologii extrem de noi și poate vorbim despre asta un pic mai târziu, nu dau prea multe detalii acum, este că ne-am dorit să vedem dacă suntem în stare, că suntem într-o zonă de pionierat aici, tehnologic. Adică sunt lucruri care nu prea au mai fost făcute. Eu nu le-am văzut făcute. Un lung metraj în tehnologia în care lucrăm noi încă nu l-am văzut. Am văzut scurt metraje. Și am zis, trebuie să vedem dacă suntem în stare să producem așa ceva. Adică nu putem să ne apucăm de un proiect grandios și noi suntem pe nicăieri. Adică n-avem abilitățile de a crea așa ceva. Și am început cu echipa să gândim un test. Și acolo este scena 50 din scenariu, în care personajul nostru principal, pe care îl cheamă Petru, este tot Petru după 2000 de ani, intră în intimitatea acestui Hristos care, pe din afară, în public, este grandios și vindecă oameni și așa mai departe, dar în privat are un alt fel de viață. Și asta e ideea cu secvența pe care ați văzut-o. Iar el locuiește la un hotel luxos? El locuiește într-un apartament prezidențial, dintr-un hotel de 5 stele, adică... Iar asta e o amăgire. Nu s-ar putea regăsi, evident, într-un asemenea... Cu siguranță. Într-un asemenea cadru, evident. Dar discrepanța dintre istoria biblică despre Iisus și la un moment dat, cel puțin scriptul și după aceea filmul va ilustra lucrul acesta, da? apare această tensiune în mintea celor care îl urmează pe acest modern Iisus, da? Păi, dar totuși noi n-am fost învățați așa. Adică Biblia vorbește despre un Iisus mult mai modest și diferit din punctul acesta de vedere. Dar el însă este iscusit, da. Și anume are răspunsuri biblice la toate întrebările care îi se pun. Adică el citează foarte mult din Biblie, așa cum de fapt diavolul a și citat din Biblie exact. Când a fost ispitit în pustie.
Eu zic că merită să-l citiți. Adică, și merită să așteptăm. S-ar putea să nu puteți să-l lăsați din mână, cum zicea. Și mai merită ceva, și acum este minutul acela. Știi, la care... Iartă-mă, Beatrice, apropo de citit, eu trebuie să-l citesc în engleză. Da? Da. Acum există asta, română, asta e versiunea în română. Adică... Bun, ăsta e minutul acela important în care doresc să fiu cât mai aproape de publicul nostru, pentru că urmează să facem o invitație, dragii mei, dacă nu v-ați făcut în 2024 planuri de misiune sau nu ați ales încă acele misiuni la care să participați, Speranța TV și Hope Discovery vă face această invitație de a vă alătura, de a ne alătura cu toții pentru a produce astfel de proiecte. Și când vorbesc de invitație, invitația nu este una doar de a participa financiar, deși este foarte important, înseamnă să ne rugăm împreună, înseamnă să intrăm pe site și să contribuim chiar cu idei, să citim pentru noi lucrul acesta, să dăm mai departe, dar pentru că este nevoie să producem aceste proiecte, da, este nevoie și de o contribuție financiară. Inițial suma apare la, când auzi 430.000 de euro, nu este o sumă așa de mică și totuși când vorbim despre astfel de producții video, suma totuși nu este atât de mare și mă gândesc la faptul că aici la Jurnal de Credință am strâns destul de mulți bani pentru salvarea unor vieți și este minunat să strângem 100.000 de euro și să salvăm o viață sau 50.000 de euro. De data aceasta ne propunem să salvăm altfel viețile, să avem o altfel de implicare și aici vă rog să mă ajutați să înțelegem exact ce putem face. Da, opinia mea este că noi nu vorbim despre o instituție sau despre niște proiecte care urmăresc un profit financiar. Speranța TV, Radio Vocea Speranței, Hope Discovery, filmele, videourile, toate își propun să ajungă la oameni, la cât mai mulți oameni. Nu să aducă profit. Adică nu avem o abordare comercială a situației. Pentru că ne propunem să ajungem la oameni și pentru că intenționăm să atingem cât mai mulți oameni, chemarea noastră este ca aceasta să fie o acțiune a mai multor persoane. De la noi către alții. Nu, și noi aceștia nu suntem noi cei 70 de oameni care lucrează pentru Speranță, pentru Centrul Media Adventist. Și noi ăștia suntem noi cei care credem în mesajul acesta. De aia am venit cu această idee de a oferi ocazia oamenilor să investească. Și eu mă bucur că pot să spun încă un lucru în favoarea acestei perspective. De curând am lansat un alt proiect care invită pe oameni să susțină. Da? Încercăm și vom lansa probabil în viitor al patrulea proiect. Deci avem trei proiecte până acum. Cele două, animația, dramatizarea. Avem Speranță în Întuneric. Este un alt proiect pe care l-am lansat acum două săptămâni. Da? Și mai avem în minte ceva, dar probabil luna mai, iunie sau toamna acestui an. De ce? Pentru că noi credem că această activitate de a duce Evanghelia mai departe este de fapt o activitate comună a mai multor persoane și încercăm să invităm pe fiecare. Poate că unii rezonează cu dramatizarea. Ok, pot să doneze pentru dramatizare. Poate că alții rezonează cu filmul. Nu, poate că alții rezonează cu persoanele cu dizabilitate de vedere care au nevoie de aparatul ăla pe care este înregistrată Sfânta Scriptură. Deci noi suntem variați. Da? Fiecare are aplecarea lui. Și atunci încercăm să oferim oamenilor o modalitate de a susține proiecte concrete, proiecte care nu fac altceva decât în mod direct, efectiv, da? să ducă Evanghelia mai departe. Asta este perspectiva mea, pentru aceea am fost de acord cu lucrurile acestea și de aceea suntem astăzi aici în emisiune să invităm pe cei care ne ascultă să vină sau ne privesc, să vină alături de noi într-unul dintre proiectele
De care am vorbit? Despre care am vorbit? Este adevărat că o parte din producție totdeauna a fost susținută de Speranța TV, pe care astăzi o reprezinți, Cătălin Borbulescu. Însă e nevoie de mai mult, e mai multă implicare și e nevoie de fiecare dintre noi. Așadar, cred că fiecare dintre noi n-am putea găsi bucuria de a participa în proiectele acestea pe care le lansăm astăzi. Așadar, e vorba despre cartea Tragedia Veagurilor într-un format audio și un film de lung metraj, Ultima Avertizare. Ultima amărgire. Acum vreau să vă mai zic o scurtă poveste, dacă avem timp. Avem. Și anume, când am scris, de exemplu, filmul, când am scris scenariul, nu m-am gândit la bugete. A ieșit, pur și simplu, a curs afară. Era presiunea mare și a trebuit să iasă afară. Și după aceea l-am dat la tot felul de feedback, tot felul de verificări, chiar și la consultații profesionale, pentru că nu ne apucăm de astfel de proiecte fără să ne asigurăm că din punct de vedere profesional este ceea ce trebuie să fie. Și am primit și estimări de buget, că ei dau și estimări de buget. Și estimarea de buget era în jur de 40-50 de milioane de dolari a crea un astfel de film. Am zis, bine, îl luăm, îl punem pe raft și mai vedem noi ce se întâmplă cu el. Dar după aceea, împreună cu echipa mea tehnică, a apărut ideea asta că am putea să folosim niște tehnologii foarte noi care ar putea să scadă extrem de mult costul. Adică am putea face la în jur de 1% din acest cost, adică în jur de 400.000 filmul. Și atunci a fost momentul în care am început să visăm și am zis, măi, ok, nici banii ăștia nu-i avem, că noi suntem. Adică noi în Hope Discovery avem bani să rulăm proiectele pe care le rulăm în mod obișnuit, dar ăștia ar fi în plus. De unde facem rost de astfel de bani? Și atunci ne-a venit o idee și am zis, măi, noi în 5 ani de zile am strâns 200.000 de oameni care s-au uitat la noi, care au interacționat cu noi. Poate că oamenii ăștia vor totuși să se implice în povestea asta. Hai să le dăm ocazia asta să viseze și ei ceva mai mare decât ceea ce facem în mod obișnuit. Și primele reacții sunt foarte bune, adică deja oamenii au început să se implice. Și ca implicare ar putea să facă trei lucruri. Primul lucru pe care l-a sugerat este să citească scenariul. Și de ce îmi doresc asta? Pe scenariile celor două proiecte. Pentru că dacă pur și simplu aruncă o sumă de bani acolo, nu e proiectul lor. Poate unii o fac pur și simplu, aveau ceva bani în plus pentru misiune, nu știu exact ce să facă cu ei. Ok, hai să-i dăm aici. Dar dacă citești și dacă începi să simți cu povestea asta și dacă începi să dai la prieteni, măi, citește și tu, uite ce am făcut. Atunci devii, noi ce ne dorim este să avem câteva sute sau mii de ambasadori care să ducă mai departe această poveste. Și atunci asta e o contribuție mai mare decât pur și simplu ai avut un moment în care ai vrut să dăruiești ceva. Evident că avem nevoie de aceste bugete, dar partea mai importantă este să avem răspândacii aceștia care umblă peste tot cu povestea asta și spun, am citit ceva extraordinar, se face ceva extraordinar, intră pe site acolo, citește, uită-te, implică-te. Da, asta da. E ce ne dorim. În momentul în care te contaminezi cu acest spirit, deja ai câștigat enorm. Vreau să mai adaug ceva, Beatrice. Eu cred, toată lumea știe că formarea mea este dublă. Pe de o parte am formare ca pastor, deci ceva în teologie și în același timp în psihologie sau psihoterapie. Dar uitându-mă în Evanghelie, eu găsesc că Evanghelia s-a dus ca focul în miriște în momentul în care a existat un grup de oameni care au pus umăr. Și care au crezut. Ce mi se pare mie este că noi asistăm în secolul 21 la o schimbarea mentalității. Mai degrabă, marea masă, oamenii care ar putea să facă ceva, mai mult sau mai puțin, așa cum spune Oti, să spună, uite-te la filmul ăsta, sau citește scriptul ăsta, sau dau banii ăștia. Deci, marea masă este mai degrabă spectatoare. Da?
Există câțiva care trag, care încearcă să facă ceva, ceilalți sunt pe lângă, fiecare își vede de viața lui. Mie mi se pare că aici trebuie făcut o schimbare. De aia eu personal, în postura asta pe care temporar o ocup, am fost de acord cu această solicitare de fonduri pentru proiectele amintite. Pentru că eu cred că succesul nu va fi dat doar de calitatea scriptului, de calitatea tehnologică, ci succesul va fi dat de faptul că se va forma o grupă de oameni, noi sperăm să fie cât mai mare, care vor avea acest proiect pe suflet și vor spune, trebuie să-l ducem mai departe. Și în felul acesta, Evanghelia se va duce mai departe. Eu cred că nu se va... Lucrarea lui Dumnezeu, istoria Pământului, nu se va finaliza cu 7-8 muște care trag ca bețivii, ca disperații, nu să facă ceva, și ceilalți care stau liniștiți și își văd de treabă. Nu, lucrarea se va termina cu un grup de oameni care vor veni unii lângă ceilalți, vor învăța să depășească bariere, vor învăța să depășească diferende, da, perspective diferite, și se vor alătura să ducă mai departe. Asta vreau să spun. Eu aș simți nevoia la minutul acesta să recapitulez și nu o voi face eu, adică nu voi transmite eu această informație, ci avem un material realizat de colegul vostru, colegul nostru de fapt al tuturor. Este vorba despre Giuliano Enache. Vom afla și anumite lucruri noi, care este impactul acestor proiecte, dar ne și reamintim informațiile pe care deja aici le-am spus despre succesul acestor misiuni lansate și proiecte lansate de Hope Discovery. În octombrie am aniversat 5 ani de la publicarea primului videoclip Hope Discovery. Și ne bucurăm că astăzi ești cu noi în această comunitate vibrantă. Începând cu ianuarie 2020, sub sloganul Biblia, scurt și la subiect, am început să publicăm videoclipuri prin care să-i ajutăm pe oameni să înțeleagă mai bine Biblia. Această schimbare de direcție a misiunii noastre a făcut ca proiectul Hope Discovery să crească într-un ritm de aproximativ 10 ori mai mult decât cel dinainte. Se pare că oamenii au nevoie azi mai mult ca oricând să înțeleagă Biblia. De atunci, am adunat peste 50.000 de abonați pe YouTube și 120.000 de urmăritori pe Facebook. De asemenea, ne dezvoltăm și pe Instagram și TikTok. Interacțiunea cu videoclipurile noastre a crescut în medie de 30 de ori, astfel că astăzi primim sute sau chiar mii de comentarii, distribuiri și like-uri în fiecare săptămână. Și toate acestea organic, bugetul de marketing fiind infim și sporadic utilizat. Tot mai multe persoane ne scriu căutând răspuns la frământările lor spirituale, iar o bună parte dintre ei fac pas spre studierea Bibliei și chiar către un legământ cu Isus. Avem în evidență peste 1000 de mesaje de profundă transformare. Oameni care caută răspunsuri la întrebări existențiale, sunt în căutarea unei biserici, vor să înceapă studii biblice, cer să fie botezați și așa mai departe. Iată câteva dintre ele. M. Cozy ne scrie: am descoperit canalul dumneavoastră doar de curând și primesc răspuns la foarte multe întrebări în legătură cu ce dezbateți aici. Nadine: am renunțat în a citi Biblia după câteva pagini, pentru că nu o înțeleg, dar urmăresc videoclipurile dumneavoastră și chiar am înțeles multe. Alex ne scrie: mi-am dat seama în sfârșit că Iisus e Salvatorul. Când am văzut, am început să plâng. Lică Sebastian: când urmăresc videoclipurile voastre, simt cum îmi așez cunoștințele din Biblie în ordine. Sebastian: eu m-am născut ortodox, cum se spune în popor. Ce vreau să zic este că în aceste 7 minute am învățat de 1000 de ori mai mult decât în 25 de ani de mers la biserică. Am dat întâmplător peste acest video, dar mulțumesc lui Dumnezeu că mi l-a scos în cale.
Barabas ne spune: în sfârșit am înțeles și eu însemnătatea fiarelor din cartea profetului Daniel, datorită acestei explicații. Mulțumesc! Altcineva ne scrie: ați făcut un film, serial, ce m-a acaparat într-un mod nemaipomenit. Care sunt pașii pe care trebuie să-i fac în vederea botezului? Vreau cât mai repede să-L urmez pe Iisus. Și acestea sunt doar câteva dintre mesajele pe care le primim săptămânal. Astăzi, pe toate cele 4 platforme cumulat, avem o comunitate de peste 200.000 de oameni cu care comunicăm constant. Avem 55 de milioane de minute vizionate și peste 27 de milioane de vizualizări. Pe de altă parte, filmul Marele Război dintre Bine și Rău a luat premii la 13 festivaluri internaționale și a fost distribuit începând cu mai 2023 în diverse limbi, printre care spaniolă, engleză, portugheză și rusă, strângând deja aproape 1,5 milioane de vizualizări. Ne bucurăm că faci parte din comunitatea Hope Discovery și vrem să te cunoaștem mai bine. Vrem ca împreună să avem un impact extraordinar în viețile a milioane de oameni, pentru ca toți să afle că nu este alt nume dat sub ceruri în care să fie salvare, afară de numele lui Hristos Iisus, Mântuitorul. De aceea, anul acesta, ți-am pregătit 2 subiecte deosebite în care ne-am dorit să te implici. Intră pe hopediscovery.ro ca să afli mai multe detalii și nu uita, Dumnezeu poate face minuni mari cu cei puțini și dedicați. Așadar, dacă nu ne-am făcut planul de misiune, e timpul să facem planul acesta de misiune și de implicare alături de Speranța TV și Hope Discovery. Ne sunt prezentate și oferite 2 noi proiecte la care putem participa. Ne rugăm, intrăm pe site, participăm și ne însușim scenariile, dăm feedback, dar putem și oferi finanțele noastre. Vorbim de 430.000 de euro. Din această sumă deja s-a strâns 90.000 de euro. Sunt mulți care încă, iată, vor să participe și cred în succesul acestei misiuni. Și pentru că vorbesc despre succesul unei misiuni, e bine, da, vorbim despre faptul că filmul de animație Marele Război dintre Bine și Rău are deja 13 premii la concursuri internaționale de film. Este vorba despre un film creștin, atenție, care a participat la concursuri internaționale care nu aduc în prim plan, în primul rând, filme creștine, ci vorbim de o aliniere alături de filme diverse, înțeleg. Și iată filmul acesta de animație produs de voi, care poate fi urmărit pe platforma Hope Discovery, pe YouTube, 13 premii. Wow! De fapt, avem vreo 35 de selecții oficiale, dintre care 13 premii, la tot felul de festivaluri, unele dintre ele necreștine, adică pe subiect secular. Și asta a fost destul de surprinzător și pentru noi. Adică nu ne așteptam. Exact. Cum v-ați explicat? Care a fost feedback-ul de la astfel de jurizări? Vorbim despre festivaluri care nu toate sunt, așa cum spuneați, festivaluri creștine. Păi, cred că povestea biblică, că de fapt acest film urmărește toată povestea biblică de la căderea lui Lucifer până la revenirea lui Hristos, este captivantă. Ea de fapt este sursa tuturor marilor povești. Dacă vă uitați, aproape toate marile producții și de la Hollywood au undeva în substanța lor acest război dintre bine și rău care apare în Biblie. Deci povestea în sine este captivantă și realizarea este, zic eu, foarte bună. Și aceste două lucruri ies la suprafață, indiferent de care este contextul ideologic în care sunt puse. Acum, ce am observat eu, primind feedback-urile din partea celor care își dădeau cu părerea referitor la film, e că nu... Vezi,
Uneori abordarea noastră este foarte îngustă. Pe noi ne interesează mesajul. Da? Să corespundă cu profeția, să corespundă cu spiritul profetic și dacă cele două sunt împlinite, atunci noi suntem satisfăcuți și cu asta s-a încheiat. Doar că aceste festivaluri au analizat nu doar mesajul care are legătură și cu ceea ce se produce în secolul 21, dar au analizat, de exemplu, coloana sonoră. Realizarea. Da, au analizat grafica. Da, pe unele premii sunt date pentru coloana sonoră, deci pentru ceea ce s-a produs, altele pentru grafică. Adică este o analiză mult mai complexă și lipsită de această posibilă prejudecată, da? Dom'le, dacă a zis ce trebuie, ce scrie la carte, a zis cam stângaci, a zis mai așa, da, a zis ce trebuie. Nu, oamenii ăștia care nu sunt neapărat creștini, unii dintre ei, unele festivaluri au fost creștine, dar nu toate au fost creștine. Deci oamenii și premiile nu vin doar pe linia festivalurilor creștine. Nu, dimpotrivă, sunt doar două sau trei. Cred. Exact. Deci unele vin pe filiera festivalurilor necreștine, care, v-am spus, analizează un pic mai complex. Și asta arată că producția în sine este o producție de calitate, nu pentru că este făcută de noi, de Centrul Media Adventist și Hope Discovery, ci pentru că Dumnezeu este în spate și a condus toate lucrurile acestea. Da? Acum, Oti are ceva experiență în materie de film. Eu, da, și minunile de aici, din... cu acest film. Am putea să mai facem două emisiuni, să vă povestesc ce s-a întâmplat în cursul celor trei ani ca să putem să naștem acest proiect. Adică, pur și simplu, au fost minune după minune și de asta, când am terminat filmul, am zis, iată că acum consider că n-am trăit degeaba. Și... La care e minunea aceea care ți încălzește, da, sufletul și, da, ai vrea să o spui acum. Ideea este că întotdeauna apare o minune mai mare în fața ta și îți iei curaj să mai calci odată în gol. Că și data trecută a fost o călcare în gol. Țin minte că vorbeam tot cu Cătălina cu vreo 4 ani când începeam să gândim acest proiect și am zis, Cătălin, ne trebuie bani pentru filmul ăsta. Și el a zis, n-avem bani. Bine, așa a zis și la începutul Hope Discovery. Zice, n-avem bani, dar bine, hai să-l facem. Și asta m-a apreciat foarte mult. Că e foarte greu când ești în administrație și când ai o grămadă de responsabilități, e foarte greu să calci în gol. Adică nici nu prea e în job description să calci în gol. Da? Ideea e să fie acoperit de fiecare dată. Și faptul că am putut călca în gol împreună ne-a dat curajul acum să călcăm mai mare. Nu vă speriați. Încă de 400 de mii. Încă nu gândim proiectele alea de milioane, dar ca idee. Nici măcar nu mai sunt 400 de mii. Da. Speranța TV face parte dintr-o rețea mondială de televiziune. Da. Succesul platformei Hope Discovery, succesul filmului de animație care, așa cum spuneam, a câștigat 13 premii la festivalurile internaționale de film, cum ne plasează în rețeaua mondială de televiziune? Acum, Cristina. Da, într-adevăr, suntem parte a rețelei Hope Channel, care este rețeaua de televiziune adventistă. La momentul acesta sunt vreo 70, între 70 și 80, toți adaugă televiziuni, mai mari sau mai mici, într-adevăr. Din perspectiva televiziunii în lumea adventistă mondială, suntem una dintre cele mai mari televiziuni. Chiar dacă noi avem un număr mic de oameni și bugete mici, într-adevăr, dar din perspectiva producției și a impactului, suntem una dintre cele mai mari televiziuni. Nu vreau eu să spun că suntem prima, nici nu e bine să spui chestia asta, dar suntem printre cele mai mari televiziuni adventiste, cu producție foarte, foarte bună, cu raportată la numărul de oameni, producția noastră depășește producția pe care o au multe alte televiziuni în lumea adventistă. Faptul că avem milioane de telespectatori care ne urmăresc, și asta nu o spun eu, o spun cifrele oficiale, care măsoară așa,
audiența. În ce privește filmul acesta, Marele Război, filmul de animație, el a fost preluat de către rețeaua Hop Channel. Oamenii au fost mai mult decât încântați să vadă, să vadă produsul și spun asta de ce? Pentru că ei au făcut un întreg proiect pe baza lui, la nivel internațional. Hop Channel a creat un concept plecând de la filmul acesta și dezvoltând o serie de studii biblice. Exact. Da? Deci oamenii sunt invitați să vizioneze filmul, după aceea li se pun la dispoziție studii biblice și intră să aprofundeze profeția sau să aprofundeze cartea Tragedia Veacurilor. Este o chestie care nouă ne lipsește, adică nu avem atât de bine pusă la punct. Giuliano se ocupă de această comunitate care se formează și poate că asta este un lucru care trebuie îmbunătățit pe viitor. Dar cei de la Hop Channel au preluat asta și au făcut acest concept. Cum se simte, să spunem, percepția aceasta pozitivă a celorlalte televiziuni din rețeaua mondială? Știu că ați participat la unele întâlniri unde v-ați și întâlnit cu mai multe case de producții și televiziuni adventiste și unde ați prezentat practic activitatea Speranța TV și succesul Hope Discovery. Cum se simt lucrurile din perspectiva omului care face misiunea lui Dumnezeu? Pentru că aici nu vorbim de premiile Oscar în primul rând, ci vorbim despre succesul unei misiuni, succesul lucrării lui Dumnezeu. Da, pentru mine a fost destul de surprinzător să vedem că atunci când am ajuns la primele întâlniri acum câțiva ani, ceea ce noi propuneam cu Hope Discovery nu mai fusese făcut în rețea. Și nici acum nu există un proiect similar sau, să zic, pe același palier în rețeaua mondială a centrelor media. Mai mult decât filmul acesta care a fost preluat, acum suntem în discuții foarte avansate, practic suntem la distanță de o semnătură, ca tot Hope Channel să preia 100 din videourile noastre, cele mai de impact de aici din România, și să le adaptăm în limbile mari, tot așa, să fie adaptare făcută în toate limbile. Adică sunt niște lucruri pe care noi la început, când am început Hope Discovery, nici nu le visam. Adică eu vă spun sincer, le visam, dar era un vis din ăsta așa, din timpul zilei. Nu speram să reușim să ajungem vreodată aici. Ceea ce este iară un miracol pe care, adică cine s-ar fi așteptat ca filmul ăsta, de exemplu, să ajungă în toate limbile mari din lume. Nu era realist să gândești așa ceva. Și întotdeauna când ai de-a face cu ceva care nu e realist, înseamnă că este o minune. Am vrut să vorbim despre succesul acestui film, pentru că vreți să produceți un nou film și cumva e nevoie să știi dacă echipa... Că nu facem experimente pe banii oamenilor. Exact, exact. Ce s-a mai trecut pe aici. Și asta este într-adevăr... Da, trecut am făcut experiment și da, n-am avut curaj să facem pe banii oamenilor. Am făcut experiment pe bugetele pe care le aveam. Da. Slavă Domnului, a fost pozitiv și acum chiar avem... Da. Noi, da, știi, început... știi, povesteam puțin și am amintit cumva de premiul Oscar. Îmi place categoria de Oscar la producție. Da? Eu propun un Oscar spiritual, nu-l vom lua niciodată aici, ci doar în cer, dar vom putea face parte din echipa de producție, de producător, de fapt. Adică sunt oamenii cu banii, nu la producători. Da, sunt da, oamenii, da. Deci noi toți putem deveni producători. Cătălin, îți vom face cumva... Concurență? Da. Desemnat din partea Speranței TV. Așadar, fiecare dintre cei care ne urmăresc pot deveni producători pentru acest film. Nu vă gândiți la contribuții mari, gândiți-vă efectiv că bănuți lângă bănuți se adună mai mult și producția aceasta poate să prindă contur. Și noi aici la jurnal avem o experiență în a strânge bani și a investi în... Apropo de investiție, Beatrice, nu știu cu cine vorbeam zilele acestea și când au auzit că avem... Există deja o comunitate virtuală de 200.000 de oameni, aproximativ. A făcut un calcul simplu. Azi, dacă fiecare ar da câte un euro, înseamnă 200.000 de euro, deja așa. Deci, iar, 100, iar un euro înseamnă 4 lei și ceva, 5 lei, ceea ce este echivalentul unei pâini mai răsărite. Acum, eu mai am ceva de zis pe tema asta. Așa ar fi ideal ca fiecare să dea un euro și am rezolvat această, sau 2 euro și am rezolvat această problemă. Realitatea este că
Dumnezeu face minuni mari cu cei puțini și dedicați. Asta este motto-ul campaniei noastre. Pentru că așa este. Din acei 200 de mii, probabil se vor găsi câteva mii de oameni, nu multe, câteva mii de oameni care vor zice, eu vreau chestia asta să existe. Și atunci pe ei ne bazăm mai mult decât pe cei care sunt mai degrabă niște, cum să zic eu, așa, niște cercuri concentrice, poate nu suficient de aproape încât să se implice în mod concret în povestea asta. Deci noi ne bazăm pe cei care se uită la noi în mod constant și care sunt participă și care comentează și care se implică și care dau share deja, deci oamenii care deja sunt cu noi. Adică oamenii care au înțeles că e ocazia de a face misiune, nu doar de a da niște bani pentru ca să-ți liniștești conștiința, exact, sau pentru că ai un surplus și zici, ok, oricum nu voi simți lipsa acestor bani, pot să investesc acolo. Și mi se pare că fac o treabă relativ bună, oamenii ăștia, hai să le dăm ceva. Cred că nu asta este perspectiva, cel puțin în mintea mea nu asta este perspectiva și mă bucur că și în mintea lui Otie, adică ne-am dorit ca oamenii care cred în proiectul ăsta sau în proiectele, în proiectul Centrului Media Adventist până la urmă, pentru că noi vorbim aici despre un proiect mult mai mare. Hope Discovery este o fâșie, o felie din ceea ce înseamnă activitatea de răspândire a Evangheliei. Deci aceasta este ceea ce căutăm și ne rugăm și sperăm că oamenii care vor contribui cu un euro, cu doi, cu cinci, cu 10.000 de euro, da, să fie oameni care să o facă cu inima și convinși fiind că aceasta este o misiune în care vor să se implice. Doamne, v-aș ține încă mult de aici înainte și aș mai face încă nu știu câte emisiuni. Vreau însă să dau un contact pentru Radio Vocea Speranței, cei care ne urmăresc la Radio Vocea Speranței și vor să fie producători pentru următoarele proiecte de la Hope Discovery, cele pe care le-am prezentat. Deci 0765 533440 este numărul de telefon. Pe tot parcursul emisiunii noi am afișat conturile bancare și acest contact 0755 0765 533440 și vă va răspunde chiar Giuliano Enache. Astăzi Hope Discovery a venit la Jurnalul de Credință pentru a aduce în atenția noastră, a urmăritorilor, iubitorilor de Speranța TV și Hope Discovery, două proiecte inedite. Unul dintre ele este dramatizarea audio a cărții Tragedia Veacurilor, o producție ce va fi lansată în luna mai. Cel de-al doilea proiect este ecranizarea scenarului de lungmetraj Ultima Amăgire, un film care abordează întrebări tulburătoare. Dacă ar apărea Iisus Hristos fals astăzi, lumea ar fi în stare să-l recunoască, dar biserica creștină, tu ai fi în stare să-l recunoști și dacă da, ce l-ar deconspira? Ambele proiecte au nevoie, așa cum spuneam, de susținerea noastră. Pentru a finaliza cele două proiecte este nevoie, vă reamintesc, de un buget total de 430.000 de euro. De la lansarea campaniei au fost strânse fonduri în valoare de aproximativ 90.000 de euro. Împreună putem da o șansă acestor două proiecte de misiune, marca Hope Discovery și Speranța TV. Numai bine!